Cu mine, începând de astăzi, Partidul Democrat nu mai este un partid pro-european, este un partid al propriului interes. Și de aceea nu știu ce va urma. Mă aștept la orice din partea reprezentanților Partidului Democrat, dacă își maximizează propriul interes. Mi-e teamă chiar că vor forma o coaliție potriva Europei, chiar dacă în momentul de față, spun bun, hai să discutăm despre o coaliție pro-europeană, dar oameni buni, ați avut o coaliție, ați avut un guvern pro-european, de ce l-ați dat jos? Înțeleg că nu v-a plăcut una alta, dar nu sunt motive suficiente să supui țara unui asemenea risc, nu te joci cu țara cum s-au jucat ei ultimele zile. Deci, deocamdată.